Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista, să o vadă. Bun găsit, bine ați revenit la Mind Architect powered by Europa FM. Eu sunt Cătălin Strible, alături de mine Paul Olteanu. Salutare. Salutare. Bine ca să ne înveți și cum să facem bani, Paul. Și am discutat săptămâna trecută, am vorbit despre bani, am zis că astăzi vorbim despre muncă. Cine e mai proaspăt în acest sezon și ne au de întâia dată? Demersul nostru sună așa, luăm expresii românești, proverbe zicători, înțelepciunea noastră de sute de ani și vedem dacă mai sunt valabile, dacă sunt aplicabile Astăzi, ce facem cu ele, le ducem mai departe, le mai modificăm și, de fapt, ce înseamnă ele pentru noi interlocutorul meu, Paul Olteanu, este trainer, specialist în comunicare, om care explică pe înțelesul tuturor neuroștiința și psihologia, modul în care funcționează creierul nostru și pe care îl găsiți pe mindarchitect.ro, acolo la oaltă cu cel mai ascultat podcast din România. Paul, muncă, am zis astăzi, ești un om care muncește enorm, da? Trebuie să știți. Așa. Că așa, așa mă cunosc, prieteni. Da, noi înregistrăm toate aceste lucruri cu de obicei cu mult timp înainte, pentru că o să vă spun acum din casă: programul lui Paul este făcut cu un mult an înainte, feluri. la momentul la care vorbim. Un an? Acum, an 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 da. da. Un an înainte, în acest moment, el știe ce are de făcut și rare ori își găsește timp și pentru el. O să vorbim despre asta. Înainte, însă. Tu ți-ai făcut o meserie care e brățară de aur, nu? Adică pentru tine e senzațional, nu? Așa, așa simt că s-au aliniat lucrurile în timp. Mă, uite, însă-și plecând de la zicala asta cu munca e brățară de aur, iar aș aduce în discuție ceva ce am povestit și în episodul trecut despre bani și anume nevoia noastră de statut. Munca e relevantă pentru noi din multe puncte de vedere. Un prim punct ar fi ăsta că odată ce ne creștem competența, primim apreciere, iar toate mamiferele au nevoie de statut ridicat în grup. Eu dacă sunt competent la ce fac, o să primesc recunoaștere, fie că vorbim de recunoaștere verbală, fie de recunoaștere financiară și așa mai departe. Deci munca are odată utilitatea asta de a ne satisface nevoia de statut, mai ales dacă suntem buni la ce facem. 2. Și asta e ceva foarte interesant. Munca e, totuși, partea din viața noastră, căreia noi dedicăm între 8 și 10 ore pe zi, în unele cazuri pe care nu le recomandăm, 12-14 ore pe zi. Și sunt o grămadă de cercetări care arată că oamenii, când se pensionează, intră în depresie. Mai și ce face? Da, îți propun, îți propun să lăsăm asta pentru mai încolo. Astăzi te-aș reține aici la valoarea muncii, că avem multe proverbe și zicători care mm -hmm. valorizează munca mm -hmm. și te împing spre muncă începând chiar, bun, munca e brățară de aur. Acum, de ce s-o fi gândit omul care a scos prima dată vorbele astea la brățară și la aur? La aur înțeleg, la brățară mai... Valoare. Pentru că e ceva foarte, foarte valoros și mai avem expresii aici să știi, adică nu e singura care te împinge să muncești Munca lungește viața, lenea o scurtează. Uite, foarte mult fundament în cercetarea are asta, și anume, eu, în, în, în cheia idei este adusesem și treaba cu pensionatul în discuție, că atunci când ai ceva de făcut, când ai ceva care te motivează de făcut, cocktailul neurochimic care ne populează sistemul nervos e unul de natură de, de stres optim. Vorbim despre dopamină, care îți dă motivație să continui să faci ceva dificil. Vorbim într-o oarecare măsură de adrenalină, care îți dă energie, pur și simplu, îți dă vitalitate, îți dă tonus. Și atunci, a avea ceva de făcut ce îți place, ce te motivează, ce te animă, chiar îți lungește viața la propriu. În momentul în care nu mai ai, exact în cheia cu care am început conversația, dacă spre finalul vieții sau când mă opresc din muncă, că noi avem și asocierile astea, bă, Acum muncim, trăitul vine după. Da, doar că munca aia, dacă nu e o muncă de natură să te apese, să zici, bă, urăsc ce fac, efectiv, îmi provoacă disconfort. Cum e sentimentul unor oameni că simt că li se face rău când se gândesc că a doua zi e lungi trebuie să se ducă înapoi la birou? Dacă nu suntem în situația asta, munca chiar la propriu poate să-ți lungească viața. Aici, Crează... da, avem o explicație pentru The Rolling Stones, nu? Noi uh -huh. români, dar acum. <laughs> La cum explici tu, îmi dau seama de ce The Rolling Stones, niște bărbați de aproape 80 de ani, în sunt activi, cântă pentru că au o pasiune formidabilă pentru ce asta fac be. nu? și ai duce înainte. Și de ai la... spus un lucru foarte relevant cu pasiunea, pentru că dacă ai o activitate care te pasionează, și, și pe asta o putem traduce, e o activitate care mobilizează multă dopamină. Dopamina, la nivelul creierului nostru, produce motivație, produce capacitatea asta să continui, să perseverezi și când e greu. Pe lângă asta, munca ce ne mai dă e sens. În momentul în care facem o activitate a cărei utilitate o înțelegem și o vedem, e de pildă o cercetare organizațională făcută de Google pe 180 de echipe studiate timp de 2 ani pe 250 de parametrii. Și au descoperit că în top 5 cele mai importante trăsături pentru ca un grup să funcționeze bine împreună, să facă echipă bună și să facă treabă bună, între cele 5 trăsături importante, sunt unul la mână, semnificația muncii mele, să simt că ce fac are importanță personală pentru mine. Nu că îmi dă bani să plătesc creditul și ratele. Contează pentru mine la nivel personal munca asta? De pildă, uite, noi în conversațiile pe care le purtăm, pentru mine contează la nivel personal, ca oamenii care ne ascultă, poate pleacă cu o idee, poate pleacă cu o întrebare, poate pleacă cu o temă de reflexie. Și asta dă sens muncii pentru mine. Stai Și doi, te rog, spune, da. asta că se leagă frumos, e impactul muncii. A doua trăsătură foarte motivantă este să simți că munca ta chiar are impact. Motiv pentru care, iară, trebuie să le mulțumim celor care ne lasă cât un gând în comentarii pe YouTube sau care interacționează cu noi ca urmare a conversațiilor, pentru că atât impactul ăsta cât și sensul sunt două lucruri care fac munca să fie plăcută și să fie ceva ce dă energie și crește speranța noastră de viață. Asta înseamnă că atunci când nu ai o muncă potrivită sau în care crezi, sau mm -hmm. care poate nu-i pasiunea ta, asta te va face nu numai nefericit, dar probabil va duce și la rezultate foarte slabe cel mai probabil pentru că iară vorbim de neurochimie. Dacă vorbim de ceva care ne motivează, ceva ce ne place, vorbim automat despre dopamină. Dacă vorbim despre ceva ce produce mult stres, pune multă presiune pe noi, vorbim despre cortizol, care e principalul hormon de stres. Și cortizolul cu cât e mai mult timp în circulație, cu cât e în volum mai mare și ca perioadă mai lungă de timp în circulație în sistemul nostru nervos, duce la stres toxic, inclusiv la burnout. Și atunci deci Calitatea muncii subiectiv percepută chiar contează foarte, foarte tare. Și, uite, mai e ceva legat în toate citatele, în toate zicătorile despre muncă, ceva ce mie mi se pare valoros de adus în discuție aici: că Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în sac. Da. Ăsta e o, e o vorbă populară de ale noastre, foarte încărcată cu uh, sens. Asta vorbește pentru mine mai mult despre atitudine, și anume, sunt oameni care muncesc dar care nu uh, capitalizează pe efortul muncilor, adică în traducere liberă. E, e, e cumva despre a fi clar ce vrei, dar și face ceva în direcția respectivă. Nu e doar despre a-ți dori, a avea intenții, a avea așteptări, era, era, ca vorba aia în bancă în care un om să tot ruga să câștige la loto și într-o bună zi Dumnezeu îi dă un mesaj și zice, cumpără și tu un bilet. Da, 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 da. E din același resort. E despre, ok, știu ce vreau, sunt dispus să depun efort, e multă înțelepciune cum că munca, efortul, strădania, sârguința aduc bune rezultate și asta e o parte din folclorul nostru pe care eu apreciez foarte tare. Dar ideea e despre a și face lucruri, nu doar despre a te gândi la a face lucruri, nu doar despre a avea așteptarea că dacă da depun uh, da, efort zi inițiativă. de Inițiativă. E foarte mult despre inițiativă și proactivitatea asta, cu Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în sac. Mi se pare foarte uh, aplicabilă, uh, așa cotidian. Dar uh, și am ajuns aproape la final. Totuși, mai avem una care trebuie strecurată str aici. Nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Care e plină de sens și asta pentru că a lăsa pe mâine e o formă de procrastinare. Și procrastinarea asta care ne bântuie pe mulți dintre noi, care ne tot propunem să facem lucruri care contează pentru noi și nu reușim să le facem, se întâmplă pe un fond de proastă reglare emoțională. Respectiv, cu cât e mai greu ce cred eu că am de făcut, cu cât simt că e mai dificil, ar fi, nu știu, să scriu un articol, să lucrez la carte, ceva de felul ăsta creierul meu o să aibă impulsul să mă invite să fac ceva care e plăcut în moment, să mai mănânc o prăjiturică, să mai fac o cafea, să ies la o țigară pe balcon, lucruri de felul ăsta, care dau dopamine imediat. Nu lăsa pe mine ce poți face azi, e mindset, e un fel de a gândi în care în momentul în care eu întâlnesc ceva dificil și apare sentimentul la bă, parcă n-am chef, parcă aș vrea să fac ceva mai simplu și mai plăcut, să îmi dau seama că exact acolo e zona mea de creștere dacă reușesc să mă mobilizez în momentul ăla, să zic, e greu, mă duc către, instalez un anume mod de a gândi în care mintea mea învață să-și ia motivație din dificultate. Cu cât e mai greu, cu atât apare mai multă dopamină. Ce contraintuitiv e. Exact. Dar despre muncă discutăm și săptămâna viitoare, oameni buni, pentru că Trebuie chiar să lansăm o dezbatere despre muncă și echilibru. Pensionare. Și, și pensionare. relația noastră cu pensia. Și am găsit aici o expresie, Paul Olteanu, care zice omul e dator să muncească să nu-l găsească moartea șezând. Oh. O fi bine sau ne mai așteptăm nimic. să săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare mindarchitect.ro găsiți acolo, episoadele noastre sunt filmate și pe europa.fm.ro, le găsiți și pe YouTube. Ne întâlnim spor la treabă. Cu bine. Mind Architect powered by Europa FM, susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.